Bună seara! Spectacolul la care vă aflați face parte din Festivalul Craiovei, un eveniment derulat de Fundația Gazeta de Sud în perioada 23-27 octombrie, care marchează debutul campaniei umanitare Olteni pentru Olteni. Acesta este mesajul cu care au fost întâmpinați spectatorii pieselor Familia Tot și O scrisoare pierdută, prezenți în sălile Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, vineri, sâmbătă și duminică, 27 octombrie. Incluse în calendarul evenimentelor din cadrul Festivalului Craiovei, piesele de teatru s-au jucat cu sălile aproape pline, iar spectatorii au putut contribui la cauza campaniei Olteni pentru Olteni prin donații și prin achiziționarea de cărți poștale cu imagini din Craiova de odinioară. Spectacolul la care vă aflați în seara aceasta face parte prin bunăvoința domnului director al Teatrului Național, Mircea Cornișteanu, din Festivalul Craiovei. Festivalul Craiovei este un eveniment caritabil organizat de Fundația Gazeta de Sud, iar scopul nostru este acela de a dota Clinica de Hematologie a Spitalului Filantropia cu aparatură medicală necesară pentru diagnostic și pentru tratamentul bolilor de sânge. Puteți contribui și dumneavoastră la cauza noastră prin donații pe care le puteți face în urna din hol sau cumpărând cărți poștale cu imagini din Craiova veche, sunt minunate. Costul unei cărți poștale este de doar 1 leu. Și dacă oamenii mari s-au bucurat de două piese senzaționale, putând în același timp să susțină o cauză umanitară, micii spectatori prezenți la serbarea steluței vesele de duminică au vizionat o peliculă 3D în incinta 3D Color Cinema, care s-a alăturat campaniei Olteni pentru Olteni.